Președintele PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, alături de candidatul pentru funcția de senator Liviu Mazilu, de candidatul pentru Camera Deputaților Alin Chirilă, dar și de primarul comunei Salcia, Pantelimon Gelu, și echipa de consilieri PSD din comună, au fost prezenți în târgul săptămânal din localitate. Comercianții, dar și cetățenii prezenți în comuna Salcia au primit cu speranță candidații PSD Mehedinți. Aceștia își doresc ca pe 6 decembrie Partidul Social Democrat să producă schimbarea de care România are nevoie. Cu piețele e o prostie mare dacă închide o piețele, pentru că țara nu trebuie să-și vândă marfa. Iar cu alegerile se vor schimba. Va veni tot culoarea noastră roșie. Datorită lor suntem aici. Datorită PSD-ului. Vă doriți schimbarea pe 6 decembrie? Da, o dorim. O dorim schimbarea. Pentru că s-a văzut și s-a făcut și la piețele din Severin. Le-a distrus complet. Le-a distrus. Stăm în frig. Eu vând în piața la Severin. Vând și acolo și sunt de la Braniște. Vin și acasă și vând și aici pe la târguri. Dar în piață, în Severin, e crimă și pedeapsă. Am înțeles că susțineți Partidul Social Democrat pe data de 6 decembrie. Da. Păi da, ne ajută cu pensiile și e partidul cel mai bun pentru noi. Suntem decât noi producătorii. Păi cine vine la piață decât pentru noi? Așa omul când pleacă de acasă zice, hai, mă duc să iau și o încălțăminte la un copil sau pentru mine sau fiecare ce mai are nevoie la piață. Pare corect să se închidă atâta timp cât este în aer liber. Păi n-ar trebui să închidă atâta timp cât este în aer liber. Supermarketurile sunt deschise toate și piețele le închid. Pe ce motiv le închid? Ia uite, noi purtăm măști. Lumea, după cum vedeți, nu e extraordinar de multă ca să fie înghesuială, să nu putem să facem față sau, Doamne ferește, să ne îmbolnăvim unii la alții. Mă doresc schimbarea pe piețele. Așa am vrea, dacă s-o putea. De asemenea, primarul localității Salcia, Pantelimon Gelu, susține candidații PSD la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie. Avem candidați credibili și candidați care pot să facă treabă pentru județul Mehedinți și pentru comuna Salcia, iar locuitorii comunei Salcia vor merge la vot și vor vota PSD-ul în număr mare. Alin Chirilă, candidatul PSD pentru Camera Deputaților, empatizează cu problemele oamenilor și își dorește să contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai al tuturor mehedințenilor. Am venit împreună cu domnul senator Liviu Mazilu și cu președintele PSD Mehedinți Aladin Georgescu pentru a ne asigura că toți producătorii de produse și legume își pot vine comercializa produsele în acest târg. De fiecare dată suntem întâmpinați cu multă speranță și mulțumire din partea cetățenilor pentru toate obiectivele realizate în toate comunele. Și senatorul PSD Mehedinți Liviu Mazilu a transmis un mesaj ferm de susținere producătorilor locali. Extremitatea de sud a județului Mehedinți, comuna Salcia, un tărâm binecuvântat de Dumnezeu, un pământ mănos și m-am bucurat să văd mulți agricultori care încă pot să-și vândă produsele românești, produsele noastre, produsele pentru care au muncit. Sunt foarte încântat că acești oameni există și iată asigură hrana sănătoasă populației. Am fost primiți foarte bine, ca de obicei, locuitorii în această comună, strâns unici în jurul primarului, susțin Partidul Social Democrat și candidații săi la alegerile parlamentare. Noi vom fi în continuare apropiați de cei care muncesc pământul acestei țări și suntem cei care susținem produsele românești, suntem cei care susținem agricultura românească.